Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, iar astăzi vom discuta despre rapoarte și proporții aplicații partea a doua. Matematică clasa a 6. Ne reamintim. Două mărimi sunt în relație de proporționalitate directă dacă depind una de cealaltă și atunci când una crește de un număr de ori și cealaltă crește de același număr de ori. Două mărimi care depind una de cealaltă sunt în relație de invers proporționalitate dacă, pe măsură ce una crește de un număr de ori, atunci cealaltă mărime scade de același număr de ori. Numerele raționale nenule, x1, x2, xn, sunt direct proporționale, respectiv cu numerele raționale nenule y1, y2, yn, dacă avem șirul de rapoarte egal. x1 supra y1 egal cu x2 supra y2 și tot așa egal cu xn supra yn. N este considerat număr natural mai mare sau egal decât 2. Spunem că numerele raționale nenule x1, x2, xn sunt invers proporționale, respectiv cu numerele raționale nenule y1, y2, yn, dacă avem șirul de rapoarte egal. x1 supra 1 pe y1 egal cu x2 supra 1 pe y2 și tot așa egal cu xn supra 1 pe yn. Acest tip de egalitate între rapoarte poate fi privit mai târziu sub forma unei egalități de tipul x1 y1 egal x2 ori y2 și tot așa egal cu xn ori yn. N e număr natural mai mare sau egal decât 2. A cincea idee de reamintit este cea care ne spune că în contextul egalității unui șir de rapoarte de tip x1 pe y1 până la xn pe yn cu x1, x2, xn, y1, y2, yn, numere raționale nenule, toate rapoartele sunt la rândul lor egale cu raportul obținut prin suma dintre x1, x2, xn supra suma dintre y1, y2 și yn. Observați! În probleme comparăm mărimile și reprezentăm direct proporționalitatea dintre acestea prin săgeți orientate în același sens. Iar invers proporționalitatea folosim săgeți orientate în sensuri diferite. Orientarea săgeților între mărimile de același fel se face în sensul de la cea mai mică la cea mai mare. Haideți să vedem împreună câteva aplicații. Prima dintre ele ne spune că media aritmetică a trei numere naturale este 84. Determinați cele trei numere, știind că sunt direct proporționale cu numerele 3, 4 și respectiv 5. Rezolvare. Să notăm numerele din problemă cu literele A, B și C. Din ipoteza de proporționalitate a acestora cu numerele 3, 4 și 5, are loc relația. A supra 3 egal cu B supra 4 egal cu C supra 5. Folosind proprietatea rapoartelor egale, găsim A supra 3 egal B supra 4 egal C supra 5 egal cu A plus B plus C supra 3 plus 4 plus 5 egal A plus B plus C supra 12. Din ipoteza problemei, media aritmetică a numerelor fiind 84, înseamnă că A plus B plus C pe 3 egal cu 84. De aici găsim A plus B plus C egal cu 84 ori 3. Revenind la egalitatea rapoartelor A pe 3 egal B pe 4 egal C pe 5 egal
a plus b plus c pe 12 și înlocuind a plus b plus c cu 84 ori 3, după simplificări, rezultatul obținut este 21. Acum, pe rând, egalăm rapoartele a pe 3, b pe 4, respectiv c supra 5 cu 21, obținând a egal cu 3 ori 21, adică 63, b egal cu 4 ori 21, adică 84, iar c egal 5 ori 21, adică 105. Atunci numerele noastre sunt 63, 84, respectiv 105. A doua aplicație ne spune că într-o clasă sunt 30 de elevi, fete și băieți. Știind că numărul fetelor și cel al băieților din clasă sunt numere invers proporționale cu numerele 2 și 3, determinați numărul fetelor din clasă. Am notat cu F numărul fetelor din clasă și cu B numărul băieților. Clasa având 30 de elevi, obținem relația F plus B egal cu 30. Din relația de invers proporționalitate dintre numărul fetelor și cel al băieților cu numerele 2 și 3, deducem că F supra 1 pe 2 egal cu B supra 1 pe 3, sau altfel 2F egal cu 3B. Din aceasta găsim B egal cu 2F supra 3. Dar F plus B egal cu 30. În această relație, introducând B, 2F pe 3, găsim mai departe 3F pe 3 prin amplificarea lui F cu 3 plus 2F pe 3, adică 5F supra 3 egal cu 30. Așadar, 5F egal cu 90, de unde F egal cu 18. În clasă, rezultând că sunt 18 fete. Ca temă de reflexie, vă propun următoarea întrebare. Credeți că puteți afla numărul băieților din clasă, respectând eventual un raționament asemănător? Vă doresc succes în continuare în rezolvarea acestei cerințe și vă aștept la o nouă întâlnire online. La revedere!